Salutare urmăritori și bun revenit pe canal, numele meu este Marius și astăzi revin cu niște actualizări. Au trecut o săptămână, două de când folosesc aceste proiecte, sunt și altele care folosesc mai mult timp. O să vedem top 7 platforme care le-am folosit, mare parte din 6 sau 6 top, care am și retras și care urmează și să mai și retrag. O să ne dăm așa o mică părere după două săptămâni. Unele sunt și de mai multe luni, deci evaluați care considerați că este mai ok pentru voi. Bun, ca prima platformă care cred că se fac două săptămâni se numește halsalone.com. O să vă las toate linkurile, găsiți în descriere la aceste proiecte. Până acum proiectele au dovedit fiind bune, adică au plătit fără nicio problemă, încă plătesc în continuare. Chiar am retras și în dimineața asta la acest proiect. Putem să mergem pe secțiunea Window să vedem că am retras astăzi fiind pe data de 3 decembrie, deci 2023. Primită cu succes 10 TRX, i-am primit în cont fără nicio problemă, am mai retras și ieri. Deci am retras cam în fiecare zi câteva TRX-uri. Eu mi-am recuperat investiția mea, deci tot ce fac este pe plus. Și la voi cine au investit, cu siguranță sunteți pe plus. Nu pot să preconizez cât o să mai țin acest proiect, dar dacă folosiți-l, dacă vreți, investiți o sumă minimă cât vreți voi ca să puteți câștiga bani cu acest proiect. Oricum, foarte simplu, este foarte ușor de folosit, poți intra inclusiv cu un dolar, cine vrea să câștige, câștiguri între 2,5 și 5,8, adică foarte bine din punctul ăsta de vedere, doar aici pui suma, trebuie să faci o depunere, un dolar cât vrei tu, îți alegi suma, dai confirm aici, pui parola de retragere, care o ai așa, și faci depunere. Tu îți alegi pachetul care consideri pe ce perioadă vrei tu. Eu am ales pe o perioadă mai lunguță, pentru că oricum mi-am scos investiția, să zicem așa. Cine vrea să depune, merge pe secțiunea depunere, poate să depună în toate aceste criptomonede, deci are foarte multe opțiuni. Bun, o să trecem peste. După aceea este o aplicație care nu am mai zis de ceva timp, dar funcționează foarte bine, se numește Speeder. SRC.com. O să vă las un link și la asta cine vrea să ajungă la ea. Are foarte multe luni de când rulează aplicația asta, nu mă așteptam să țină atât de mult. Făcusem deja câteva retrageri, cred că mă apropii curând la următoare retragere. Aici la fel, cu o investiție de minim 10-20 de dolari. Eu am primit un bonus de 10 dolari când m-am făcut cont pe această platformă și poți să-ți alegi aici niște pachete, dai în jos și o să găsești niște pachete de a genera câștiguri pe perioade scurte, adică 7 zile, care îți dă un 0,6 pe zi, minim 20 de dolari, dar foarte important să o folosiți și după aceea puteți să reactivați aceste pachete, uite 7 zile, dar 500 de dolari și tot așa mai departe, vezi care sunt pachetele ideale, uite asta AI 2.0 pe o singură zi, doar 20 de dolari, ok. Foarte simplu, revii peste zi, ți-ai luat profitul și toate bune și frumoase. Adică e o procedură simplistică și la ăsta. Uite, îți arată rate, cât câștigi, total incoming, 12 cenți cu investiție de 20 de dolari într-o singură zi. Calculați pe mai multe zile sau pe o depunere mai mare și veți aduce niște randamente mai bune. După aia, a treia aplicație foarte bună, XB, rulează, cred că am 2 luni de când o folosesc. Retrageri făcute, o să vă arăt acum și niște retrageri efectuate. Nu știu dacă pot să văd un panou de board cu toate tranzacțiile mele efectuate, cu retragerile. Hai să mergem pe secțiunea Historic, Operation. Și aici ia să vedem noi dacă ne dă opțiunea asta, dar nu știu dacă este și opțiunea asta. Aici se poate vedea un grafic cu retragerile făcute. Deci, am făcut prima lună, nu știu dacă îmi dă pe câteva luni, mi-e impresia, pe o lună și un pic. Avem aici o retragere făcută, sunt aproximativ 12-13 dolari. După aia a crescut puțin targetul, am mai continuat iar de la 0 până la începutul decembrie, până pe 25 noiembrie, iar a fost undeva la 15 dolari retraș, numai că sunt în Bitcoin. Ok, se poate vedea suma sus. Și acum urmează din nou să mai fac altă retragere, vedem că este mai lentă creșterea, depinde în funcție cum se fac trade-ul, ăsta este un trade automatizat,
în care poți să câștigi bani plus, că mai dă și bonus de înscriere, adică îți dă un bonus și faci câțiva dolari acolo pe lună cu bonusul ăsta, dar nu este suficient. Adică voi mergeți pe ce pachet considerați că vă este util. Uite aici jos ar trebui să am niște trade-uri în desfășurare. Avem și unul de bonus, ăsta este bonusul, ok, sunt aproximativ 20 de dolari dacă nu mă înșel, și avem investiția mea de 100 și ceva de dolari. Odată pe la 24 de ore se reface al 3 de al 3 plus, ăsta gratuit, se acumulează și aici o sumă destul de simpatică. Procedura este simplă de retragere, adică când vrei să retragi, mergi la e-wallet, alegi criptomoneda care vrei să o retragi, uite aici am 6 dolari, dar ne arată aici care este minimul și am calculat și vine undeva la 15-16 dolari, ceva de gen 15-14 dolari ca să poți să retragi. Se adaugă wallet-ul, aici îți arată și comisiunea, comisiunile sunt destul de mici, deci relativ își face treaba și acest proiect, genial. Nu neapărat în Bitcoin, poți să investești în o total altă criptomonedă, deci tu alegi și inclusiv în Tron poți să investești, deci îți găsești tu opțiunea care consideră că este ok. Pentru mine, eu sunt foarte mulțumit. Deci tot ce vă arăt acum, cel puțin la XB, nu există referral, adică gen, este o secțiune de referral, dar eu nu folosesc, deci nu am ajutor din partea referralului care s-au înscris în acest proiect, sunt doar din munca mea și din investițiile mele. După aia o să mai mergem pe un proiect gratis, cine vrea să-l folosească, HasVChat, dar îi trebuie să intri aici zilnic, zilnic, la fiecare 60 de minute să dai claim aici. N-am acum la mare lucru, dar fiind gratis, vă dați seama că nu prea e să ai mari așteptări cu ceva moca. Adică, dar și asta ar putea să fie o variantă, cine nu are bani și vrea să facă ceva TRX, mai invită niște persoane, deci s-ar putea să-l vadă util. Dăm aici confirmă și dăm claim aici. Să mai acumula ceva la soldul meu, când o să am, ia să vedem, minimum 4 TRX o să pot să retrag. Dar poți să mergi și pe o variantă plătită în care îți aduce ceva mai mult, uite 100 de TRX, îți aduce pe fiecare de alea 50 de, adică la două, în 2 ore ai făcut deja un TRX. Deci rămâne la alegerea fiecare. După aia mai este acest proiect X Finance, care cred că mâine ar trebui să fac și o retragere. Inițial proiectul ăsta a fost o versiune beta, a fost ceva de probă, dar după aia s-a mai îmbunătățit. Nu știu, v-am mai prezentat, cred că anul trecut ceva asemănător, care după aia a lansat o criptomonedă, deși asta cred că a plătit anterior, nu ăsta, tot așa cu chestii chinezești pe el, a plătit undeva la vreo 2 luni sau 3 luni maxim. Deci ăsta are foarte puțin timp de când îl folosesc eu, nu știu dacă ne arată și de când a fost listat. Sunt 11 zile, deci mai este posibilitatea cine vrea să intre să facă profit cu ea. Dar asumați-vă și un marjă de risc în orice proiect. La fel, registrarea e super simplă, deci nu aveți nimic de făcut special. Și de asta mi-a tras puțin concluzia, bă, ăsta este foarte asemănător cu ăla care l-am mai folosit. Deci până în prezent suntem la un aproape de jumate, ne mai trebuie un 5-6 dolari și avem aproape jumate din investiția noastră făcute deja, am 8 dolari, deci cred că mâine pot să și retrag. Ei o să mai bage diverse alte chestii, dar nu vă lăsați păcăliți pe termen lung, adică nu investiți pe, nu știu, pe ani de zile sau pe luni de zile. Investiți pe perioade scurte, adică uite, minimum 10 dolari poți să intri în acest proiect, 4, ceva la sută, ar putea să fie un profit, doar cine vrea să intre pe cât mai repede posibil, pentru că un contract de genul ăsta ține 30 de zile. Sunt șanse și peste 30 de zile să funcționeze sau sunt șanse peste astea 30 de zile să nu mai plătească, așa că rămâne de văzut. După aia mai este Angel Ranch, Ranch, da. Un proiect care vi l-am prezentat cu animale. Am făcut deja o achiziție, intrăm aici la achiziție, am mai cumpărat o gâscă, 28 de zile, adică a avut 30 de zile, mai sunt 28, doar trebuie să intri zilnic aici să o hrănești și dai de mâncare. Doar apeși pe ăsta de aici, pe roaba asta de aici și dai mâncare, eu deja i-am dat astăzi. Aici mai jos, eu am un minim de retragere, numai că sâmbătă și duminica nu se poate retrage. Cred că o să retrag undeva pe luni, adică mâine, după ce o să vedeți voi video ăsta, nu știu exact când o să pun video ăsta. Un proiect interesant, până acum a fost ok, am făcut retrageri, ia să dăm retragere. Aici vedem câștiguri generate, care s-au mai generat, câștiguri din animale, nivelul 1, ia să dăm mai jos, mai jos. Am retras undeva la 208 lei. Retragere făcută pe data de 27 noiembrie, primită cu succes.
Mâine o să mai fac o retragere, 207 lei, în care mi-au oprit 15%, am primit un 35 de dolari, nu știu, v-am arătat și această dovadă de plată, a primit-o cu succes. Oricum, o să mai facem și niște actualizări pe viitor, să vedem care mai funcționează și care nu. Și cea mai top aplicație care urmează de mai bine de 3 luni, se numește iElf Union, v-am prezentat în multe video, alții ați investit cu voi, s-a părut interesantă, alții mai puțin. Eu cu acest proiect am reușit să am ajuns pe plus, adică am investit 100, deja sunt la 146 de dolari retrași, adică în cripto, în care gen mi-a recuperat și investiția, am făcut și profit. Acum cât o să mai țină, o să mai țină. Pentru mine nu mai este o problemă. Cine vrea să mai investească, poate să încerce, numai că minimul de investiții este de 100 de USDT. Mie mi se pare un proiect genial. Cel puțin am auzit la mulți că o să mai țină mulți ani. Acum știi cum rămâne, să vedem în ce direcție poate să ia acest proiect. Foarte mișto că nu se poate crea un val de la de panică, în sensul că vine cineva, investește și pe aia retrage o anumită sumă colosală. Deci mereu se retrag, se depozitul rămâne în platformă, ne zice cât ne dă pe an, el va crește în funcție, și vă dați seama cum crește și Bitcoin-ul și multe alte criptomonezi. Și o să vedem rezultate mai bune. Eu deja am văzut rezultate, v-am zis inițial luam 1,6, 1,5, ceva de genul ăsta pe zi, acum am ajuns la un 2,20 care se câștigă zilnic, tot la fel în cripto, care poți să retragi când acumulezi minim un 5 dolari. Deci nu aveți o sumă colosală de adunat ca să puteți face bani cu aceste proiecte. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi în secțiunea de comentarii, mai sunt și alte aplicații, dar astea sunt cele mai comune, care știu că intru zilnic, mă mai uit peste ele, vedem cum e treaba, a mai crescut, retragem ceva. Deci sunt multe proiecte care vi le-am prezentat, dar poate am uitat și de ele în anumite situații, unele dintre ele cu siguranță cred că am uitat de ele și sunt sigur că mai funcționează. Dar, per total, și atâtea aplicații, 7-6 aplicații care sunt, eu zic că e ok, adică dacă cumva cade una, mai am una și tot așa, și pe aia continui să mai cauți alta, dar mereu trebuie să fii într-o căutare să găsești niște aplicații care, bă, știu, trebuie să te aștepți că cade una, să ai altele de rezervă, să ai mereu, nu știu, 10-20 de aplicații în care ai investit și să ai niște câștiguri, să fie bazate pe diverse alte chestii, nu neapărat să fie bazate pe mining. Poate cade mining-ul, dau un exemplu. Trebuie să fie bazate pe mai multe feluri de investiții, în care tu să primești un mic, o parte de acolo, o parte de acolo și să compenseze dacă ceva, nu știu, dispare o anumită platformă. Cam asta a fost video, dacă v-a fost util, nu uitați de un mare like, nu uitați că în descriere găsiți grupul de Telegram și noi ne vedem foarte curând în următorul video.